Salutare oameni și m-am găsit la un episod din Forza Horizon 4 și suntem cu un Ferrari legendar. Sunt Kenny Seg și el nu știe că am un V12 furios. Și acum arată mai și a panică pentru că o să prind 430 înaintea lui. Și o să-i crească adrenalina să vadă cum poate prind un Ferrari din 1970. Hai bossule! Hai bossule! Știu că poți! Sau nu? 4-3-4, ăla acum gen face, mai devreme s-a oprit lângă mine și a zis că salut, mișto mașina, știi, și că după aia condutul, știi. Nu e bună la viraje, bun de știut. Dar nu poate să mă prindă. Mi se mai amuzant când o mașina asta atât de veche, cu toate, cu tuning modern, să zicem. Că acum am engine swap de V12. Mi se pare amuzant că nu poate să te prindă, știi. Abia acum am aprins. Și frânele nu sunt rele, deci chiar nu sunt rele. Bun, hai să vă arăt unde cumpăram mașina asta. Și ce-i cu ea? Asta mi s-a părut distractiv. Puteți câștiga un Caddy Escalade. Mă interesează deloc mașina. Și aici la Forzaton au băgat M5 Forza Edition și 1970 Ferrari 512S. Și mașina asta am cumpărat-o pentru că nu aveam. Și... surprizător, destul de bună. Aici, playlist, mai puteți câștiga un link în Hypersport. Aceasta este o misiune online, țineți minte. Mini convertible, super wheel spins, foarte multe. Hunica în V2, o Toyota Trueno și un Maserati Ghibli din 2014. Dar pe mine mi s-a părut mașinuța asta simpatică, am zis, hai să-i acord o șansă că... nu știu, uitați-vă și voi cum arată. E din alt film. Vedeți? Uite cât parbrizul și cât tung de... nu știu, gen, nu sunt stâlpii ăia, știi, gen, vezi, foarte mișto. Na, totuși, uitați, când am aici sus, 1970. Și mașina asta are 9,8 la top speed. Și... nu știu dacă vrea să plecăm după loc împreună sau nu, dar... na, mă rog. Mă gândeam să mă opresc, să-l aștept. Hai să văd dacă îl prind din urmă. Într-adevăr, mașina vine cu tracțiune spate și eu am făcut-o all-wheel drive. Aerul este setat pe maxim, să nu furneze. Și cred că am... cred că merg o dată cu el. Sau... uite, îl prind din urmă. Woo! Ai în stânga un pic? Perfect. A fost cea mai bună recuperare cu sărire pe partea aceea, gen. Tot asta, la oricare văd că nu pot să-l prind, dar nici el la coborâre n-a putut să mă prindă. Oricum, e o mașină de Le Mans, să zic așa, nu prea este o mașină de viraje. A făcut accident. Da, degeaba conduci bine dacă faci accident, cam asta e o chestie care... o tot repet așa un pic. Se oprește destul de bine pentru cât de veche e. Ups. Numai că, da, e într-un fel mașina asta. Și nici măcar nu-i trebuie în față ceva sau în spate, că deja în spate are, arată ca un avion, la fel și interiorul arată ca un avion. Vedeți, gen, ai o glindă de sus, o vedeți, unde are capul șoferul, gen, ai o glindă să uiți în spate, spuneți voi că nu arată genial, deci, ia, stai. Ah, nu pot să întorc capul în sus, vai ce enervant. Practic aici în sus ar trebui, dacă ridici capul, să vezi în spate, știi, nu în oglinzile alea mici, care sunt foarte simpatice. Am dat timpul înapoi din greșeală. Pot să vă arăt altfel. În modul de poză pot să vă arăt, mi se pare, da. Uitați, vedeți? Oglinda aia. Asta din mijloc aici, vedeți că uite, e sticlă. Ca atunci când se uită șoferul în sus, să vadă acolo în spate. Nu știu, mi se pare ingenios și ciudat în același timp. Acum, probabil, dacă am fi... oglinda n-ar fi acolo din motive de aero și pur și simplu ar fi o cameră undeva montată în spate cu un ecran în interior. Și atât.
nu trebuie mai mult. Aici acum intră aerul, vedeți pe lângă roți și împinge aerul la motor și aici are și evacuare, este interesant gândită, nu știu unde ai sportul ăla. Mai e pe hartă? S-a teleportat înapoi, ce-a făcut? S-a dispărut, ești neon? Și-a dat disconnect, a văzut că la bătaie de două ori de la aceeași mașină, ai zis gata. Mașina asta v-aș putea să o recomand la... La Drag Race până în treapta patra. La circuit, dar cu motorul stock și cu all-wheel drive. Și la raliu, are suspensii de raliu, nu știu de ce. Nu vă recomand la raliu. Și e o mașină legendară, nu știu, sunt mașinile astea mai rare care le vedem, adică mașinile noi și moderne, toată lumea le știe, le vede la televizor, le vede peste tot. Dar mașinile astea vechi, legendare, au niște încercări de design radical, care oarecum ajung final pe versiunile ce avem acum pe piață, numai că nu vedem mașinile astea decât... Uite cum a fost asta. Asta probabil nu a vândut multe unități, dar din cauza ideilor pe care le-au avut cu aerodinamica, cu aerisirea și așa mai departe, a fost preluat și a fost implementat diferit. Și asta a dus la, ușor, ușor, a reușit să avanseze în aerodinamică, a reușit să avanseze și pe design. Dar sunt trei mașini care chiar... Poate arată bine, dar nu se conduc genial și nu vând atâtea unități din motiv de imagine, din motiv de reclamă sau mai ales că știți cum mașina e, o chestie care e scumpă, nu o cumperi odată la un an, faci upgrade ca și cum îți schimbi bicicleta sau... Nimeni nu schimbă bicicleta odată la un an. Dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Oamenii când investesc bani într-o mașină, investesc pe termen lung, undeva la 10 ani în față. Niciun caz nu investesc pe experimente de-astea. Asta a fost considerat un experiment când a ieșit pe piață. Și poate de asta n-a avut mare succes. La fel cum a fost și Tesla, dacă eu să o luăm așa. A fost un experiment care de când s-a lansat firma până în prezent a tot, s-au tot schimbat multe. Dar, pe de altă parte, nu știu. E o mașină bună. Și... Cred că cu cauciucuri de drag chiar ai putea să faci o performanță și mai bună. Hai să vedem de la 0 la 100 și 0-200 în câte secunde. O să vă las voi să nu mai să-mi spuneți voi în comentarii. Eu o să încerc să nu fac prea mult ulispină, va fi foarte greu. Țineți cont, am cauciucuri de Forza, n-am cauciucuri de drag, da? Zero-100 este wow, părerea mea. 0-200 e mai puțin wow. 0300 e tolerabil și 0400 e departe. Dar nu foarte departe, cât am reușit să țin pasul cu un Koenigsegg. Chestia asta că am putut să țin pasul cu el mi s-a părut... Chit că e un engine swap la mijloc și nu este motor stock, șasiul și aerodinamica pot să spun că m-au ajutat la mașina asta. Și să subliniez așa un pic, acum eu am făcut-o de viteză și la cutia de viteză și la aerodinamică. Aripa de față, splitterul de față și eleron de spate nu sunt setate să producă drag, să producă, să pingă aerul jos, sunt setate să fie cât mai la, să o pună cât mai puțin rezistență, cam asta vreau să zic, gen, nu sunt setate. Aș putea să le dau pe mijloc, cum sunt default, sau aș putea să le dau pe maxim și atunci automat voi vira mai bine, dar o să pierd din viteza maximă. Dar viteza aia, aerul ăsta la maxim, mă ajută foarte mult când ajung la 100 și fac manevra asta. Să nu patineze spatele, să nu patineze fața. Oricum se ține foarte bine la 140, reușesc să iau virajul fără drift. Ceea ce este wow. Vezi ce înseamnă design de aero? Foarte bun, aproape de Formula 1, ai putea spune. Păcat că n-avem Formula 1 în jocul ăsta. Chiar aș fi curios să văd cum a făcut fizica la mașină, știi? Dar cam atât pentru episodul de azi, nu vreau să vă puteți prea mult, am vrut să vă arăt ce asta e mașinuță, mi se pare simpatică. Și până la următoare, la revedere! Pa, pa! Nu vrea, nu vrea.
Cum să vrea?